Peste 130 de angajați ai companiei Drexel-Meyer din orașul Bălți au luat startul într-o cursă de 3 km, organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, sărbătorită pe 7 aprilie. Participanții, încurajați de susținători, au înregistrat rezultate notabile. La start! Atenție! Cristina Ostav a reușit să parcurgă o distanță într-un timp record de 14 minute și 6 secunde, câștigând premiul mare, o bicicletă. Sunt foarte bucuroasă că am câștigat. Recent m-am angajat la Drexel-Meyer. Nici nu m-am așteptat. Nu știu, premiul întâi, bicicleta. Chiar am avut nevoie. Eu am mai participat și la alte olimpiade, am luat 2-3 loc, aici primul loc. Victor Eșanu a câștigat categoria masculină și va dărui bicicleta nepoțelului său. Ultima am început-o și am undeva la jumătate de cerc primul, am început a-i întreci pe toți. Și așa până am ținut timpul, încă două ori m-a oprit, adică când nu mai puteam chiar de-am ieri. Tot am făcut un mic antrenament, 4 km la Droiche, de unde sunt. Primii 10 câștigători au fost premiați cu cadouri valoroase, biciclete, căști, cântare inteligente, brățări Xiaomi și seturi de badminton. Și am zis că încerc să văd la Anișa dacă pot face treaba, să fug. Timp de 30 de ani n-am fugit, chiar am zis încerc acum să văd și doresc alții să mai participe la vârsta mea. Сначала я переживал, конечно, было немножко страшно, было очень много людей, но в целом эмоции очень положительные, мне очень понравилось. Было, конечно, сложно с непривычки, но тем не менее это было весело, и я бы хотел еще участвовать в подобном. Acesta este primul eveniment de acest gen organizat de compania Drexel-Meyer Bălți. Am rămas surprinși de numărul de persoane care au dat curs aceste provocări. Deci, în prima zi, când am dat startul înregistrărilor, am avut 32 de oameni doritori înregistrați. Ca până la urmă, ieri la orele 8, când am stopat înregistrările, am ajuns să numărăm 135 de persoane doritoare la cursă, printre care și 21 de ucenici în învățământ dual. Fondul de premii constituie 10 cadouri pentru toți participanții, primii participanți câștigători dintre bărbați și 10 cadouri pentru doamnele câștigătoare, primele 10. În aprilie, compania Drexel-Meyer plănuiește să organizeze mai multe evenimente, inclusiv Ziua Sportului, Ziua Planetei Pământ, Ziua Sănătății Spirituale, urmând să se încheie luna cu o tombolă pentru extragerea premiilor.